în acest moment la Turda, nu numai pentru că sunt atașat din forța lucrurilor, din forța băilor, dacă vreți, de Turzii și a multor altor lucruri, prin forța de ce mai istorie Turzii. La noi în țară încă nu fructifică, mai seara nu fructifică ponderea cu adevărat europeană a acestor locuri. Faptul, dar istoriile franceze citează faptul că aici s-a adoptat prima declarație de toleranță religioasă din istoria Europei. Și sigur, sunt și alte multe lucruri, cum sunt sincer emoționat să fiu în fața dumneavoastră. Sunt pe de altă parte emoționat să-l revăd pe Călin Ferezeu în roluri publice proeminente, România se bucură de stabilitate economică la această oră. Mulți naivi cred că așa stau lucrurile. Este adevărat. Bugetul este oarecum echilibrat, oarecum pentru totuși e un deficit de 3,6 miliarde de euro la salarii și pensii, care se va repeta în 2012. Deficit care este inadmisibil într-un stat modern, pentru motivul simplu că un stat trebuie cel puțin să fie în stare să-și plătească angajații, să-și plătească datoriile față de diferite categorii. O spunem simplu, este o stabilitate, să admitem, dar o stabilitate în stagnare și stabilitate la un nivel jos. Economista șef al națiunii, doamna Voș, a transmis acum o săptămână pe toate site-urile internaționale, că România e campion Europei la creștere economică. Nota bene, creșterea se poate constata dacă ai 3% în mod repetat. N-a fost această creștere nici un semestru sau nici un trimestru după altul, dar trecem peste aceasta. Chiar dacă e o creștere, să fim serioși, este o creștere a unei echipe care este eventual în divizia județeană. Divizia C, în cel mai bun caz, și nu e creșterea unei echipe care e în divizia B sau într-o altă divizie mai înaltă. Dar trebuie să spunem clar că pofita bilanțului euforic de la București, totuși România a pierdut din PIB, dintre 2009 și 2012, aproape un sfert. Să prăbușești PIB-ul unei țări cu un sfert. Acesta, într-adevăr, e un rezultat, în ghilimele, alarmant. Investițiile externe, vedem bine, s-au redus de la 16 miliarde de euro la 2 miliarde. Pentru o țară cu mărimea României este dramatic să ai 2 miliarde doar investiții externe. Lucrătorii s-au redus cu încă vreo 700 de mii de angajați pe total, încât o țară ca România are sub 5 milioane de angajați, ceea ce este poate că cel mai dramatic la această oră. Nu mai discut de prăbușirea veniturilor reale, de prăbușirea investițiilor publice și altor indicatori. În fapt, România 2009-2012 vine cu aceste rezultate profund negative la orice bilanț. De aceea, v-am spus, stabilitatea pe care o programează Băsescu este una în stagnare, dacă nu cumva chiar în retrogradarea lucrurilor. Sigur, la noi se moare de grijă a grecilor. Cred că ar fi cazul să murim de grijă a românilor. Deocamdată grecii au pensii cam la nivel de 800 de euro, de acolo începe. Când vom avea și noi pensii măcar de la 300 de euro pentru oameni, atunci eu zic să ne batem capul pentru greci. Deocamdată să ne batem capul pentru români. Rog, înainte era mare dramă că uite ce datorii au americanii. Sigur, americanii au datorii, dar trebuie să explicat oamenilor. Sunt datorii la nivel, adică în America, din produsul intern brut, statul sau statele extrag 15% prin sistemul de impozitare, ceea ce face ca statul sau statele să fie sărace, dar banii să fie la cetățeni, respectiv în bănci, depuși de cetățeni. În România, la ora actuală, cam 34% din PIB se extrage prin sistemul de impozitare, încât și statul e sărac și toți cetățenii sunt săraci. Oricum, să nu murim de grijă Americii, America are o marjă de manevră mare, încât mărim absorpția cu 4%, toată datoria vine absorbită. A doua temă pe care Băsescu o pune în joc este reforma statului. Trec peste faptul că orice reformă începe cu un mic proiect, măcar pe două pagini.
Eu cred că n-ați văzut undeva două pagini să se spună ce reforma statului se vizează. Nu se poate face reformă dacă nu ai o idee clară în cap. Dar la noi se merge cu idei confuze, cât se crede că se rezolvă problemele. Reforma statului nu există undeva concepută, este o parolă folosită, evident, de către Băsescu și cei care îl urmează. Pe de altă parte, dacă ne uităm bine, reforma constă în a tăia. A tăia salarii, asta deja e un sport practicat, a impozita pensii e un sport, a mărit TVA-ul care înseamnă, sigur, a tăia din altă parte niște lucruri. Nu există o reformă a statului concepută, decât dacă socotim reformă astfel de măsuri de tăiere în materie financiară sau măsuri de desfigurare a democrației în materie instituțională. În definitiv, trebuie spus că aceste măsuri, comasarea alegerilor, votul dintr-un singur tur, votul prin corespondență, reconfigurarea colegilor, acestea sunt toate măsuri pentru a favoriza la alegeri pe cineva sau, mai bine spus, pentru a rupe rezultatul alegerilor de voința efectivă a cetățenilor. Ne trezim că ele vin dintr-un arsenal de mult compromis al Europei. Sunt convins că el nu îl citește pe tânărul Mussolini, care, să spunem, era un jurnalist relevant, era un învățător foarte calificat. Înainte de a lua casa, sigur, Mussolini după aceea s-a dat foarte mare în ochii lui, încât n-am mai vrea să mai discut cu el. Dar Mussolini a venit cu ideea desfințării celei a doua camere a Parlamentului, pentru că parlamentarii discută prea mult. El a venit cu ideea de a mai reduce cadrele didactice, pentru că discută prea mult, totuși, cu părinții și elevii. De adevărat, că Mussolini a mers până la 387 de oameni la noi, fiind potența mai mare la Carpați, se scot. S-au scos vreo 3.000, acum se mai scot vreo 1.600 de profesori universitari, deci aici e mai generoasă situația. Mai departe, tehnica dosarelor, sigur, Mussolini a inventat privirea în viața privată omului să vedem dacă nu cumva se lăsa corupt, dacă nu cumva se ocupă de altceva decât de relațiile conjugale, dacă nu cumva are conexiuni suspecte și sigur, Mussolini a instrumentat cu dibăcie dosariană. Oare e ceva nou pe lume cu ceea ce se întâmplă la noi? Putem merge mai departe. Deficitul bugetar ca obsesie. Sigur, știm bine toți, nu orice deficit bugetar e blamabil. Sunt deficite bugetare blamabile, dar nu oricare e blamabil. Dacă vrei să faci dezvoltare, deficitul e inevitabil. Sigur, Mussolini a avut această obsesie. De ce? Pentru că trebuia să reducă din ponderea opoziției și atunci a aplicat măsuri încât să reducă cât a putut din ponderea opoziției. E un arsenal, putem da și multe alte exemple, ceea ce nu înseamnă și că e de bine tânărul Mussolini pentru aceste lucruri. Toți ne schimbăm, toți adunăm ani și atunci, cum să zic, tineretul vine inevitabil. Că vrea cineva, că nu vrea, vine inevitabil pe scenă. Să faci din tema tinerii însă o temă de luptă politică este una din cele mai funeste strategii care se pot închipui. Să fim clari, democrațiile o foloseau de mult dacă era o strategie viabilă. Nu se inventează pe Dâmbovița, pe Someș, mai nu pe Bahlui. Mă rog, am asemnută combinația Someșanu-Dâmbovițeană la Bahlui. Bahluianu sunt Dâmbovițeană, probabil. Nu se inventează democrația aici, oricât se străduie unii să le convingă. Bine, în legătură cu asta, să ne amintim ce s-a întâmplat în tinerirea la PDR și la PD-ul care l-a pregătit. Sigur, e o strategie mai veche a lui Băsescu de a da în cap cu ea rivalilor săi. Acum ne putem întreba, e mai bună Anca Boagiu decât Petre Roman? E mai relevantă intelectual? E mai relevantă ca forță de decizie? Nici vorbă. E mai bună Sabina Barbu decât Duvăz? Duvăz este un om foarte calificat. Dar sigur, a fost scos cu aceeași armă a tinerii, știm bine. Ma se aplică la nivelul țării aceasta, ce rezultă? Aducerea pe scenă a tot felul de niște nepregătiți, manevrabili din capul locului, pentru a da soluții. De unde se dea soluții dacă și calificarea lor, și ținuta lor morală sunt cel puțin discutabile? Dar sigur, se poate pune problema și altfel. În definitiv, când Eisenhower concura la președinția Americii și avea, cred că, 70 de ani aproape, americanii făceau greșeală. Când Ronald Reagan a candidat la a doua președinție, la a doua mandat, avea 75 de ani.
Când Adenauer conducea Germania, avea spre 80 de ani. Au greșit acele țări? Dacă luăm teoria, atunci sigur, atunci ar trebui să spunem că au greșit, dar se știe prea bine că nu au greșit. Sigur, la noi mai este de bon ton să ceară intelectualilor să nu facă politică, să ceară oamenilor să nu se bage în politică. Sigur, politica este murdară, la noi este foarte murdară, ea poate fi și mai murdară, dar trebuie să spunem altfel. Nu e posibil o soluție la problemele de viață a oamenilor fără a intra în politică, fără a încerca schimbarea politicii, fără a face altă politică, desigur. Din acest punct de vedere, sigur, Călin Ferezeu a amintit foarte bine că nu mai sunt soluții dacă oamenii nu-și iau în mână soarta. Dar aș aminti și eu aici, foarte frumoasă ideea lui John Adams, care spunea, fac politică pentru ca cei care sunt copii și nepoții mei să se poată ocupa de inginerie, de artă, de fermă, de creșterea animalelor și așa mai departe. Ce le putem spune? Intrăm în politică pentru că nu mai e suportabil ceea ce este în jur. Pentru că trebuie schimbat ceva în jur dacă vrem ca viața noastră să mai aibă un sens. Pe de altă parte, sigur, la noi se crede că se poate evita politica. Poți să eviți intrarea într-un partid sau altul. Poți să nu intri într-un partid. Dar trebuie să spunem clar în România că e o confuzie culturală, această idee după care eu nu fac politică, eu nu mă ating de politică, alții fac politică, alții se compromit după părerea mea. Nu altcineva decât Angela Merkel, a spus și la Cluj, a spus și în Germania, și în spusele sublime ale lui Iisus din Nazaret, se face politică. Și acolo e un angajament pentru o cauză umană, aceasta e politica de fapt. Partidismul, participarea viața partidului, aceasta este o altă chestiune care este, desigur, mai complicată, despre care se poate discuta, dar intrarea în viața politică nu e evitabilă pentru un om care judecă până la capăt lucrurile. De aceea, trebuie să salutăm orice pediu om, fie că este intelectual sau neintelectual, cel n-are mare importanță care, își dă seama de aceste lucruri și caută să le facă față în ceea ce întreprinde. Sigur, acestea sunt câteva gânduri în acest moment și aș încheia ceea ce am spus cu o exprimare celebră care vine de la Toma d'Aquino, a nu spune adevărul este un păcat. Vă zic să luăm în seamă acest fapt și să spunem adevărul cu toată energia. Mai cu seamă că România, totuși, oricât țară edulcorală, este cea mai gravă criză a istoriei moderne, o criză care are cauze indigene, de fapt. Sigur, criză mondială n-a existat, pardonul încă nu există, conceptul acesta ar trebui folosit cu grijă, dar la noi s-a folosit copios în argumentarea de că depăsesc mai ales că suferim datorită crize mondiale, să fim serioși. China, dar și în Europa, Turcia, Polonia, Austria, Germania n-au avut criză, au avut eventual recesiuni temporare, dar nici de cum nu e vorba de o criză. Dar oricum, în acest moment, trăim în România crize multiple, între care și o criză de calificare a conducerii României, o criză gravă la acest nivel, încât ceea ce e de făcut este să adunăm forțele care doresc să participe la schimbare. Și, sigur, la această oră, oricum se calculează, din orice punct de vedere lucrurile, nu există alternativă mai bună decât USR-ul pentru a cuceri puterea, pentru a pune România pe o rută mult mai bună decât cea pe care este acum, pentru a scoate România, finalmente, din crizele multiple care amenință să fie dramatice pentru anii ce vin.